Bună ziua! Bună bucuroși ziua. De oaspeți! Bucuroși! Doamna Maria, venim la dumneavoastră cu urări de bine. Căci anume astăzi, în această zi frumoasă de toamnă, când bunul Dumnezeu ne-a bucurat și cu ploaie și cu razele Lui care ne încălzesc, vă sărbătorim ziua de naștere. Dați-ne voie și noi să vă felicităm, să vă dorim din adâncul sufletului multă, multă sănătate, fericire, armonie, să vă fie toată familia sănătoasă, să vă bucurați de ei, de realizări frumoase, să fiți înconjurată de oameni buni, de prieteni adevărați și v-aș mai spune, la mulți ani, cu sănătate, Domnul să vă dea de toate, poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc, la mai mult și la mai mare. Noi oferim servicii surprize pentru tine și vom pune tradiționala noastră întrebare. Cum credeți cine a solicitat felicitarea? Cred că doar copiii de altcineva. Aveți dreptate! Această tortă de sărbătoare eu dau acestui brav băiețel. Dumneavoastră vă dau aceste floricele minunate. Avem ceva mai tărișor, pun aici. Și sigur că avem pentru dumneavoastră și un mesaj. Scumpa și iubita noastră, în această zi, mămico, încă un trandafir s-a atașat la buchetul vieții tale. Fie ca el să înflorească mai frumos decât cei pe care îi ai deja. Știm că nu ți-am arătat mereu că am apreciat ceea ce ai făcut pentru noi. Îți suntem recunoscători că existăm. Ție îți datorăm oamenii care suntem azi. Datorită ție suntem mai buni, ne-ai învățat să ne respectăm și să respectăm pe alții. Ești cea care ne-a învățat să fim toleranți. Ești cea care ne-a ascultat întotdeauna și care a fost alături de noi mereu. Îți suntem recunoscători pentru faptul că ne-ai iubit necondiționat și ai avut grijă de noi. Îți suntem recunoscători pentru că îți pasă de viața noastră, pentru că ai mereu o vorbă bună pentru noi, chiar și atunci când lucrurile merg mai greu. În această zi frumoasă, dorim să te bucuri de fiecare mărunțiș în viață, sănătatea să te găzduiască, prietenii să te ajute în momentele grele, să ai credința și puterea Domnului de a duce la capăt orice gând zămislit, într-un binele tău și a celor din jur. Îți urăm o zi de voie bună și sperăm ca dragostea noastră să-ți umple viața, la fel cum dragostea pe care ne-ai purtat-o o umple ale noastre. La mulți ani, scumpă și iubita noastră, măicuță și bunicuță, cu urări de bine, vin fiica Mariana împreună cu ginerile Dorin din Franța și nepoțica Sofia, feciorii Andrei, Sergiu împreună cu nora Nina din Germania, nepoțica Valeria, Marina împreună cu soțul Andrei și nepotul Vicentii. La mulți ani dumneavoastră! Mulțumesc! Știm precis că puteți și dumneavoastră să le transmiteți un mic mesaj celor dragi. Dragii mei copii, să știți că eu vă aștept întotdeauna la pragul casă părintești să fiți sănătoși, mulțumesc de surpriză. Mult sănătate vă doresc, toți cele bune. Vă dorim o zi cât mai frumoasă și o sărbătoare pe cinste. La mulți ani! Mulțumim frumos!